apariției a muzicologului și muzicianului, am putea spune, nu numai muzicolog, pentru că aprofundează și conținutul creațiilor, nu numai partea documentaristă, care este Ovidiu Trifan. S-a mai afirmat și asta e a cincea lucrare care ne-o dă nouă să fie un plus în cultura noastră muzicală. Și în cartea de față, Ovidiu Trifan își adună ultimele sale contribuții muzicologice care le-a avut în anii din urmă, deci portrete muzicale de compozitori, în special de compozitori romașcani, și probleme legate de celibidate, probleme legate de arta muzicală în general, de fenomenul educației muzicale a tineretului și a omului în general, ce înseamnă muzica în viața omului contemporan. Și deci sunt probleme complexe care depășesc intenția numai de a crea o anumită lucrare muzicală. Și autorul s-a hazardat la un domeniu complex, dar l-a dus frumos la capăt. Eu îl cunosc de mult și știu că e preocupat de a readuce în fața noastră istoria muzicii romașcane. Are chiar în perspectivă să realizeze o istorie nu numai contemporană, ci o istorie mult extinsă și ca tradiție populară și ca realizare de astăzi a creației muzicale a orașului nostru. Aplaud apariția și abia acum ne dăm seama că peste tot în țara noastră spiritul artistic, cum zice, cu folclorul, românul se naște poet, românul se naște artist în toate domeniile, nu numai în domeniul cuvintelor, dar cuvintele la muzică au o altă formulă, de acum lingvistică, dar tot artă se numește. Este un eveniment care îl așteptăm cu bucurie, îl aplaudăm cu bucurie și dorim să se extindă la fel spre bucuria noastră. Este lucrarea accesibilă unui public restrâns sau și tuturor iubitorilor de muzică? Nu, este o lucrare care nu e numai de pură specialitate, în primul rând e de altitudine, deci are neași încărcătura de specialitate, dar indirect, pentru că nu este o creație muzicală dodecafonică, abstractă, matematică, ci este un comentariu despre arta muzicii, se adresează tuturor acțiunilor.